v-ați făcut timp și ați venit la discuțiile de astăzi pe marginea proiectului de lege cu privire la modificarea legii cu privire la avocatură. Noi discutăm așa, cred că destul de deschis, direct și liber. Sunteți toți profesioniști în domeniul pe care îl reglementează acest proiect de lege. Și cred că multe introduceri în acest subiect nu sunt necesare. Ați văzut bine ce prevede acest proiect de lege. De fapt, vine să corecteze anumite erori intenționate sau neintenționate care au fost admise la adoptarea modificărilor în aprilie. Și în principiu, haideți să nu, dacă îmi permiteți să nu spun multe despre proiectul ăsta de lege, trecem direct la discuții, la opiniile dumneavoastră cu privire la acest proiect de lege, comentarii, propuneri, sugestii. Cine vrea să înceapă? Da, vă rog. Doamnă președinte, bună dimineața, bună dimineața, colegi. Eu am să vorbesc la principal, că Uniunea Avocaților din Republica Moldova, de fapt, susține, de principiu, susține proiectul ăsta de lege, proiect de lege care noi astăzi îl dezbatem, adică în consultările astea publice, aș spune eu așa. Asta este una. Doi, vreau să spun că prin hotărârea Consiliului Uniunii Avocaților din 1 octombrie 2021 a fost aprobate propunerile, modificările sau îmbunătățirile care le vedem noi la acest proiect de lege, care vor fi prezentate astăzi. Eu sper că timp de o oră, două, ele vor fi prezentate. Dacă să vorbim la general, noi considerăm că un procuror care a activat 10 ani în procuratură sau un procuror care a absolvit Institutul Național de Justiție și a activat 6 ani în procuratură, el peste noapte nu poate deveni apărător și nu poate deveni un avocat. Viziunea mea personală, din experiența mea profesională, adică aproximativ 3-4 ani, acest procuror poate deveni avocat în sensul adevărat al cuvântului și poate fi un bun apărător al drepturilor omului și un bun apărător în general. Dacă vorbim despre judecători, viziunea mea este următoare, că de fapt un judecător astăzi, dacă îl trecem din funcția de judecător, îl facem avocat, atunci el niciodată nu va cunoaște și nu cunoaște cum se elaborează o strategie de apărare într-un dosar penal, cum se face o strategie chiar și într-un dosar civil, contra administrativ și așa mai departe. Deci noi considerăm că profesiile de avocat, judecător, procuror, ele nu pot fi identificate ca o profesie unică din care poți trece în fiecare zi, azi procuror, mâine judecător, poi mâine procuror. Și de aceea noi salutăm acest proiect și susținem proiectul, după cum am vorbit. Doi, este foarte important că proiectul ăsta de lege va avea o contribuție în viziunea noastră esențială și asta se referă la calitatea prestațiilor avocaților, fiindcă Uniunea Avocaților, potrivit legii, este cea care are responsabilitate pentru calitatea prestațiilor avocațiale. Și de ce noi considerăm că atât timp cât un procuror va fi admis în profesie de avocat, urmarea unui stagiu profesional, de exemplu, sau urmarea unor instruiri, urmarea unui examen, exact ce doctorul de drept și așa mai departe, noi considerăm că calitatea serviciilor, calitatea prestației avocațiale va fi la nivelul potrivit, care va răspunde tuturor așteptărilor cetățenilor ce țin de apărarea drepturilor lor. De aceea, eu nu o să mă dau în multe detalii, dar susțin în continuare că nu pot fi identificat ca o profesie unică, profesie de avocat, profesie de procuror și de către judecător. Într-un final vreau să spun că articolul 10 permanent a fost mărul discordiei și permanent, adică s-au făcut tentative de a modifica, dar astăzi eu cred că noi suntem foarte aproape că articolul 10 să fie modificat așa cum o cere astăzi situația, așa cum o cere astăzi legea. Și în final vreau să vă mai spun că din data când a fost înregistrat acest proiect de lege, noi avem înregistrat la Uniunea Avocaților 37 de dosare a procurorilor, judecătorilor, doctori în drept, care își doresc imediat și necondiționat să îmbrățișeze, metaforic spus, profesia de avocat. Și asta trezește foarte multe semne de întrebare. Personal nu pot să înțeleg cum un procuror care este demisionat sau un judecător este demisionat din organele procuraturii sau din justiție, este demisionat pe anumite, să spunem așa, dubii referitor la integritatea sa sau referitor la profesionalism, el peste noapte devine deja profesionist și el poate fi acceptat în,
în avocatură. În final, și chiar în final, noi susținem proiectul ăsta de lege. Eu cred că colegii mei se vor expune pe anumite detalii, pe anumite chestii care vor îmbunătăți proiectul și mai repet că toate modificările care au fost aprobate de Consiliu vor fi prezentate timp de o oră, două. Mulțumesc! Vă mulțumim mult! Da, vă rog, înainte să vă dau cuvântul, un mic rugăminte. Toți cei care doresc să vină cu propuneri, sigur că discutăm aici în mod deschis. Rugămintea este, dacă aveți posibilitatea, să le formulați și în scris, le transmiteți în adresa comisiei, ca nouă să ne fie mai simplu ulterior să le prelucrăm, să le includem inclusiv în sinteza pentru proiect. Vă mulțumesc! Domnul președinte, bună ziua! Eu am să vorbesc puțin tehnic ca ex-președinte al Comisiei de Licențiere, deci care ne-a expirat mandatul, și vreau să vedem că degeaba se sperie, fiindcă eu am văzut mai multe comentarii în rețea de când s-a pornit ideea cu proiectul respectiv și anterior proiectul, știți că și la dezbaterile cele. De fapt, susținerea examenului de accedere în profesie de avocat este bazat sau fundamentat pe niște soluții spețe practice. Deci acolo nu se verifică cunoștințele teoretice ale candidaților. Și dacă acel procuror sau judecător care are pregătirea corespunzătoare sau chiar și același doctor în drept vine să soluționeze niște spețe practice elaborate, eu nu cred că este o problemă pentru a susține acest fapt. Mai mult decât atât, un alt moment foarte important, cu toți recunoaștem că procurorii și acum și judecătorii sunt specializați pe anumite domenii. Da? Activitatea avocațială presupune un format mult mai larg de activitate, o abordare mult mai complexă. Și evident că lucrurile acestea urmează ca să consolideze profesia de avocat și să ridice nivelul calității de asistență juridică care noi o acordăm. Atât per general, deja poziția consolidată a Consiliului, deci a fost expusă în propunerile noastre care au fost venite privind îmbunătățirile. Mulțumesc! Doamna președinte de comisie, bună ziua, mulțumim pentru invitație. Sunt Angela Popil, membru în Consiliul Uniunii Avocaților. Mi se pare mie că e bine să ne prezentăm. Deci, nu știu, eu nu o să fac intrări filosofice în domeniu. Cunoașteți din discuțiile anterioare, Uniunea Avocaților a mers pe ideea trecerii procurorilor, judecători, foștilor magistrați, da, să spun, inclusiv procurori și judecători, printr-un, dacă nu prin stagiere, cel puțin printr-un examen de admitere în profesie. Proiectul nostru inițial propus în Parlament și adoptat ca lege 67, anume asta și prevedea, pentru că era, hai să spun, dorința avocaturii ca să se facă într-o oarecare măsură regulă și să se facă un echilibru între admiterea avocaților în magistratură, procuratură și judecător și admiterea magistraților în avocatură. Eu am să fiu puțin mai practică. Mă rog, probabil că din moment chestiuni tehnice nu a ajuns pe masa dumneavoastră un aviz semnat de la Uniunea Avocaților, unde noi venim cu dar aveți în față o ciornă, de fapt e propunerea nesemnată, cu propuneri de îmbunătățire a proiectului pe care îl promovați astăzi în Parlament și noi ne-am bucurat foarte tare dacă aceste propuneri, majoritatea din ele sau care considerați, dar ar fi bine din punctul nostru de vedere să le discutăm atunci când o să aveți posibilitate, dacă sunt întrebări la ele, dar din perspectiva noastră ele îmbunătățesc acest proiect de lege. Deci suntem de acord totalmente cu aliniatul 2 din articolul 10 în redacția în care este propus de autori. Venim cu completări, în special ce țin de anumite terminologii juridice pe care o unificăm cu întreg proiectul, dar anumite tehnice, eu aș spune, îmbunătățirea ale acestui proiect. Arătăm la numărul de 20 de ore de instruire a magistraților, se refere și la etică și la deontologie, deci nu doar la deontologie, pentru că trebuie să mai ai și un comportament pe lângă și anumite calități morale când vii în avocatură, nu doar să cunoști reguli de protocol, ca să spun așa. Venim cu completare, în special foarte importantă completare pe care noi am vrea ca să o luați în considerare, este la aliniatul 4, unde sunt arătate criteriile care măsoară reputația ireproșabilă a persoanei care vrea să vină în profesie și pe care, doamna președinte, noi o lărgim, le lărgim aceste criterii și le explicăm.
Avem și argumentarea în sinteza, în tabelul anexat la avizul nostru, de ce noi considerăm și cum considerăm noi că un magistrat, procuror sau judecător dă dovadă de o reputație ireproșabilă. Cum aceasta se măsoară în limitele în care noi putem să reglementăm reputația ireproșabilă printr-un proiect de lege. Pentru că este o noțiune foarte largă și nu întotdeauna poți să cuprinzi toate elementele reputației ireproșabile într-un proiect de lege. Mai degrabă noi de aici urmează să facem un nou cod deontologic de etică și deontologie a avocaturii, dar bazele se vor regăsi în acest aliniat 4. Venim cu aliniatul 5 la articolul 10, care explică în sensul aliniatului 4 ce ar însemna pentru noi o reputație mai puțin ireproșabilă, da? Chiar și anumite informații din presă, informații care sunt într-o oarecare măsură confirmate printr-o sursă de informare și nu sunt dezmințite deja, din punctul nostru de vedere, afectează reputația persoanei care vrea să vină. În rest, la articolul 20 și articolul 21 sunt doar modificări tehnice, ori completăm la articolul 20 cu litera C1, includem acolo confirmarea de la Centrul de Instruire a Avocaților privind trecerea cursurilor de pregătire inițială, atât pentru stagiari cât și pentru respectiv această categorie de persoane. Deci, în rest, sunt redactări sau completări tehnice, dar vă spunem noi că în argumentarea noastră o să vedeți linia roșie. Deci aceste propuneri vin în special din experiența pe care o are Uniunea Avocaților ca rezultat a examinării litigiilor în instanța de judecată atunci când unui fost procuror sau fost judecător i s-a refuzat admiterea în profesie. Și atunci când pe noi ne întreabă, dar cum măsurați voi reputația asta ireproșabilă sau cum măsurați voi, de ce considerați că un articol în presă, în Rise Moldova sau în oricare în altă parte ar afecta imaginea acestei persoane când el a plecat cu o demisie onorabilă din sistemul judecătoresc, dar are în spate o sumedenie de întrebări vis-a-vis de comportamentul în sistem. Și iată, aici noi rezolvăm această problemă. De asta vă rugăm mult să luați la cunoștință cu avizul nostru și ne-am bucurat foarte tare să regăsim propunerile noastre în proiectul pe care este promovat. În situația în care considerați că urmează să mai discutăm aceste propuneri, evident noi vă stăm la dispoziție vis-a-vis de aceasta, dar sunt foarte, foarte importante pentru meseria noastră. Nu cred că ar trebui să fie loc de supărare pentru doctorii în drept. Deci asta este părerea Consiliului, părerea Uniunii Avocaților. Sper că colegii nu sunt de-a voie să mint. Fiindcă s-ar putea să vină replici din societate că de rând cu judecătorii și procurorii au fost excluși și doctorii din drept. Nu ar trebui să fie o supărare, pentru că noi știm cercetarea științifică în domeniul dreptului pe anumite segmente este foarte, foarte îngustă. Noi avem practică astăzi și eu consider că dacă este un doctor în drept bine, bine pregătit și școlit, nu este o problemă pentru el să susține examenul de admitere în profesie, atâta timp cât se simte bine, dar trebuie să facă și aceste 20 de ore de etică și deontologie a avocatorii. Mulțumesc! Bună ziua, domnul ministru! Știți, de principiu am susținut și eu proiectul ăsta nostru, care a venit la dumneavoastră pe masă, dar de principiu numai, măcar că am careva obiecții și eu. Și o să mă refer acuși la obiecțiile care colega mea numai cele a vociferat în ceea ce privește doctorii în drept. Știți, eu după facultate sunt ultimul an încă care a existat repartizarea de stat și am nimerit ca tânăr specialist în avocatură. Deci am devenit doctor ulterior, nu până la. Eu vreau să vă aduc aminte, sper că dumneavoastră nu cunoașteți și nici nu știți, cum în genere a ajuns modificarea asta în lege. Pe timpurile cele 98-2000, profesorii la facultate mureau de foame. Și a fost făcută o facilitate pentru profesori, doctorii în drept, pentru a se hrăni cumva. Și le-a dat licența de avocat.
Eu am o sumedenie de ani, nici nu vreau să vă vociferez câți ani am de când sunt conferențiar și particip în educarea tineretului. Avem deja tineret deja în funcții, care le-am predat și eu inclusiv. Deci eu am un salariu de 3.500 de lei. Dacă nu eram și avocat, știință nu mai puteam face, credeți-mă. Credeți că cei de la Universitatea de Stat sau alte universități au mai mult? Posibil dublu, dar nu mai mult. Deci acum ne imaginăm ce se întâmplă dacă nu le mai permitem și lor de a face o copieică în plus în afară de știința care face. La noi, doamna ministru, și așa e rupt legătura între laboratorul științific și practică. E ruptă legătura asta. Noi nu avem elaborarea mecanismului, motivelor, criteriilor, etc., etc., în drept dintre știință și practică. Toți lucrează haotic. Nimeni nu vor să asculte, dar în genere cui trebuie știința acum juridică? Cineva atrage atenția la ele? Eu scriam despre modificarea articolului 25 din Constituție încă prin 2001, care ulterior totuși să ajungă la dânsa. Cineva mi-a citit articolele cele mele? Nu cred că. S-au făcut dintr-un interes și au acces, au permis la Curtea Constituțională. Deci eu aici am o poziție duplicitară și sunt de acord cu colegii mei și totodată nu sunt de acord. Ar trebui, dacă sistemul justiției ar fi benefic, avându-se în vedere că europenii ne numesc pe noi un ofițer al justiției esențial, atunci dați să facem, și eu le-am spus-o judecătorilor, dați să facem echivalent. Cum voi puteți ajunge la noi? Așa și noi, în judecători. Nu, ei s-au protejat. Dacă cumva ești membru a unui clan din justiție, încă poți să ajungi judecător în Chișinău. Dar dacă nu ești membru acelui clan, nu nimerești aici în vecii vecilor. Deci, de ce ei ar trebui să nimerească ușor? Credeți-mă, acei care sunt doctori în drept, din practică, adică se are în vedere că lucrează prin procuratură, în judecată, e de multă sunt milionari, doamnă ministru. Lor nici nu mai trebuie și licența asta, prin care noi supraviețuim cu licența. Și ce, vreau să vă spun din practica mea pe care o am, că am fost vreo 3 sau 4 ani, câte 4 membru a Comisiei pe Etică și Disciplină. Cele mai mari prostii în avocatură le fac anume cei care au venit de la noi, din practică, procurori și judecători. Cele mai mari prostii le fac. Avocații care au dobândit această licență și țin la ea sunt modești și simple. Fără ca să. Dar eu cred că dumneavoastră totuși trebuie să vă uitați o leacă mai profund la problema asta. Pentru că dacă noi o să facem acum modificarea și să scoatem doctorii în drept, poate e necesită a fi concretizată doctorii în drept conferențiari universitari, acei care predau la facultate zi de zi. Că dacă o lăsăm și lăsăm doctorii în drept, credeți-mă, acei din practică care sunt doctori în drept, lor nu le trebuie licența asta. Sau ori să vie prin banii care i-au făcut negri murdari, ori să cumpere această licență. Dar acel care e doctor la facultate, săracul nici bani nu o să aibă. Și nici nu o să poată nici acum mai departe să hrănească. Eu vă rog frumos la asta să vă gândiți mai profund. Totuși, nu e simplu. Acei care au făcut teza de doctor știe ce înseamnă, ce muncă colosală e asta. Eu, la moment, eram gata să o arunc, să mă urc pe universitate și să o arunc de atâta birocrație. Dar acei care au cumpărat-o au trecut așa ușor și ei nici nu se socot că-s doctor în drept, numai undeva familia lor figurează dr și așa mai departe. Deci eu vă rog să vă uitați la momentul ăsta mai esențial. A doilea moment care am vrut să-l ating, doamna ministru, eu cândva încercam încă lui Nagacevski să-i spun măcar că el e din sânul nostru. Păi vrei să-ți pui un monument în fața Uniunii? Fă-ni modificările cele care le solicităm noi. Protecția avocaților, dacă noi suntem un ofițer esențial al justiției, protecția noastră care-i? Măcar că Constituția spune imixtiunea în activitatea avocatului, e interzisă și se pedepsește conform legii. Verificați, vă rog, nici contravenționalul, nici penalul
nu sancționează, nu este o normă. Este executorul, notarul, judecătorul, procurorul, dar avocatul nu e acolo. Deci noi necesităm o protecție și am vorbit încă din protecția asta când era încă guvernarea capturată. Nimeni nici nu s-a uitat la chestia asta. Dar cât e de ușor și e de vulnerabil un avocat? Cineva sancționează? Nu. Dar Constituția prevede. Încă eu cunosc momentele astea pentru că anume pe acest segment am făcut și teza de doctor și de tot o cunosc și tot timpul am scos la rampă momentele astea, nimeni niciodată nu ne-a acuzat. Domnul ministru, vă asigur, vă rămâne istorie familia. Făceți, protejați, vă rog, avocații. Vă mulțumesc. Da, și vă mulțumesc. Dacă îmi permiteți aici un mic comentariu sau întrebare, cu doctorii în drept, ar fi eventual o opțiune ca ei să susțină examenul de avocat fără stagiu și în contextul în care examenul la avocatură prevede, deci toate sau include toate acele întrebări de ordin practic care cumva facilitează înțelegerea dacă un doctor în drept este sau are aptitudini necesare ca să exercite profesia de avocat sau nu. Deci ar putea fi asta o soluție de compromis cumva. Doamna președinte, evident, hai să spunem că ar fi o soluție de compromis dacă doctorii în drept ar susține examenul fără stagiu. Dar eu nu, mă scuzați, domnul Mărgineanu, eu nu pot să împărtășesc părerea dumneavoastră. Licența în avocatură nu se dă pentru a face o bucată de pâine, ea nu se vinde la piață. Și cuiva eu dau mai ieftin, cuiva eu dau mai scump. Licența în avocatură trebuie să o meriți și să o obții pe meritocrație, pe pregătire, pe școlarizare, pe etică, pe deontologie, să cunoști cu ce se mănâncă licența în avocatură. La ziua de azi noi avem articolul 11 din legea 1260 care a deschis avocatura. Avocatul astăzi poate să desfășoare oricare altă activitate, cu excepția celei interzise de articolul 11. Un doctor în drept, la ziua de astăzi, și eu cunosc foarte mulți profesori universitari, la Universitatea de Stat, la alte universități private, care pe lângă de faptul că sunt profesori la universitate, desfășoară activitate remunerată, prestează servicii juridice clienților, persoane fizice sau juridice. Doar că nu pot veni în instanță neavând licența de avocat. Pentru asta iau nevoie de licență de avocat ca să pledeze și în fața instanței. Nu sunt doctori în drept sau sunt foarte, foarte puțini care, mă scuzați, sunt la limita sărăciei la ziua de astăzi. Da, eu sunt de acord, din educație nu câștigi mulți bani și nu faci o avere, dar nici din avocatură nu faci. Și dacă vii în avocatură ca să faci avere, mai bine nu veni, pentru că în avocatură trebuie să faci avocatură. Nu avere. Acum, nu ar trebui, poate asta cândva a fost o problemă, la ziua de astăzi nu este o problemă și credeți-mă, în situația în care avem calitatea care o avem cu doctorii în drept și trebuie să recunoaștem că avem o calitate nu tare strălucită, la ziua de astăzi, pentru că eu merg în instanță, eu sunt avocat de litigare și eu vin în instanță și am în oponenți doctori în drept care și-au luat licența fără examen și fără stagiere și fără nimic, mă scuzați, eu am pretenții la ei. Dacă îmi permiteți aici să reacționez, noi nu este cazul prin acest proiect de lege să ne asumăm acea responsabilitate pe care trebuie să o aibă Comisia de Licențiere. Evident. Deci Comisia de Licențiere trebuie să asigure acel filtru că cei care acced în profesia de avocat sunt anume cei care dispun de competențe necesare. Acum, dacă noi o să încercăm să creăm bariere în lege, astfel încât să ușurăm activitatea Comisiei Licențiere, nu cred că asta o să fie corect, fiindcă asta o să fie suprareglementare. Deci aici Comisia de Licențiere trebuie să asigure că acele probe, deci corespund acelor competențe pe care trebuie să le aibă un avocat. Și atunci întrebarea mea este, fără să țin partea nimănui, nici a doctorilor în drept, nici a procurorilor, judecătorilor, în ce măsură, dacă ne uităm pur practic la activitatea sau exercitarea profesiei de avocat, în ce măsură un procuror are competențe mai bune pentru exercitarea profesiei de avocat decât un doctor în drept? Pur tehnic vorbind. Deci ambii, și unul și celălalt, trebuie să susțină examenul, care trebuie să fie la un nivel calitativ înalt, ca să poată într-adevăr testa dacă persoana are competențele necesare de a merge, de a reprezenta instanță sau nu.
Și atunci, cumva, este deci, echivalent, da? Condițiile sunt egale pentru toți, cu facilitatea pentru anumite categorii de persoane, că nu trebuie să facă stagiul de practică. Dar să-l rog și domnul Mărgineanu aici să răspundă, fiindcă cumva a fost și o întrebare, dacă asta ar fi o măsură de compromis și dacă este ok în viziunea dumneavoastră și după asta, da. Deci eu nu zadar am specificat. Poate necesită fi concretizat. Doctori în drept, conferențiari universitari. A cei care sunt conferențiari la facultate. Pentru că doctori în drept s-au făcut care vor și care nu vor. Dar nume cei care predau la facultate, în laboratorul celălalt științific. Aceia anume. Pentru că în ceea ce privește specializările, noi toți în practică ne specializăm într-un domeniu. Că nu poți să iei tot domeniul juridic sau toate ramurile puterii să le cunoști. Și ne specializăm într-un domeniu sau altul mai puțin sau mai îngust. Deci așa și se are în vedere inclusiv pentru aceia, pentru conferențiarii universitari. Acei care zi de zi îmblă la facultate și predau lecții și fac știință. Vă spun încă o dată, laboratorul științific cu practica, îi ruptă legătura. Mai sunt încă care mai fac acolo manuale, monografii, etc., dar în rest îi ruptă legătura. Asta a fost, adică, doleanță. Eu am spus că am și eu duplicitar aici viziune. Da, și totodată, dar în judecată sau printre judecători și procurori nu mai sunt așa de mulți doctori în drept. Și chiar dacă sunt careva, nu sunt conferențiari. Adică, ia că aici specificăm că dacă e doctor în drept și conferențiar, s-ar putea. Okay, mersi. Nu știu cine dintre era primul, dar vreau. Dacă îmi permiteți, domnul președinte. Deci eu, în genere, noi în genere... Tim? În genere... Arătați că doriți să vorbiți și nu e o problemă. În genere, domnul președinte, eu nu văd aici o problemă. Haideți să ne uităm și de lege ce atribuție are avocatul stagiar. Avocatul stagiar poate să practice aceeași practică care o face orice avocat. Eu când am făcut stagiu, atunci era o perioadă de 6 luni de zile de stagiu, tot eram lector la universitate, am activat și eu vreo 13 ani în cadrul universității și totodată făceam și stagiu. Și vreau să vă asigur că la finele stagiului eu aveam finisate peste 30 ceva de dosare civile, fiindcă eram un băiet activ și vreau să mănânc o bucățică de pâine ca și fiecare din noi. Și totodată eram interesat de această profesie. Deci eu în genere nu înțeleg de ce trebuie să apară careva probleme în acest sens, fiindcă de fapt este vorba mai departe de formarea avocatului. Formarea avocatului necesită și acele studii în deontologie și aceleași studii în administrarea profesiei de avocat, aceleași practici sau abilități pentru a întocmi actele juridice în ordinea care este, în rest, în calitate de stagiar poți face orice. Cu toată stima și respect față de doctorii conferențiari, fiindcă într-adevăr este o muncă asiduă și chiar față și de ceilalți doctori, dar n-am să-mi fie rușine să spun, în unele cazuri, unii doctori care au venit și au luat licența, mie mi-era rușine, sincer vă spun, mie mi-era rușine și trebuia să ridicăm mâna și să votăm ca să-i admitem în profesia de avocat. Alții, într-adevăr, pe bine meritate, veneau pregătiți și e o plăcere să-i simți și oponenți în profesie. De aceea, cred că urmează să fie exclusă orice excepție, fiindcă excepțiile tot timpul creează anumite inechități și inegalități. Și în acest sens eu nu văd o problemă. Chiar dacă o să facă stagiu și o să aibă atâtea dosare finalizate, din contră o să aibă o plusvaloare atunci când va susține testele practice și alte chestiuni. Și încă un moment, că nu o să mai intervin pe urmă. Eu am participat pe foarte multe dosare, ceea ce ține de refuzul Comisiei de Licențiere în a acorda licența judecătorilor și procurorilor. Sincer vă spun, dacă sistemul judecătoresc măcar un pic de obraz ar fi avut, nu s-a ajungea la starea în care s-a ajuns. Când te duci în judecată și spui, păi omule, domnul are statut de învinuit în dosar, șapșe, prezumția nevinovăției. Au ridicat prezumția nevinovăției la așa un nivel, că deja se ciulesc urechile. Responsabilitatea pentru actorii din justiție trebuie să fie mult mai mare decât pentru toți ceilalți actori. Dar ei îmi spun că noi avem prezumția nevinovăției. Zic, bine, și dacă pe urmă îl condamnă, dar el între timp acordă asistență juridică, ce facem noi? Unde revenim pe urmă? Deci aceste probleme sunt probleme multiple și tot se datorează de atâta pentru că a fost creată această excepție. Nu era excepția respectivă, nu apăreau problemele curente. Da, eu recunosc, există
mult încă de lucru și de a depune efort pentru a responsabiliza membrii Comisiei de Licențiere. Nici nu se discută la acest segment, dar eu cred că lucrul acesta este posibil de făcut și este posibil de asigurat. Vă mulțumesc, eu mai mult n-am să intervin. Vă mulțumesc. Stimată doamna președinte, stimați colegi, încep de la vă mulțumi pentru această discuție absolut necesară și am să menționez faptul că eu susțin avizul pe care l-a adoptat vineri la ședința Consiliului în varianta în care vă l-am prezentat și dumneavoastră să l-aveți semnat și nu de principiu, dar chiar îl susțin totalmente și am să abordez aici două aspecte. Eu aș zice așa, că să nu începem de la coadă, adică să punem întrebarea, va putea acel judecător și procuror și doctor în drept să susțină examenul în avocatură? Nu asta noi urmărim și probabil și Parlamentul prin acest proiect de lege nu urmărește scopul de a stopa pe cineva să nu susțină examenul, de a pune piedici. Chiar ținând cont de faptul că acum judecătorii sunt specializați și iarăși vorbim despre un segment îngust, eu pornesc de la aceea că odată ce este cu facultatea absolvită, el urmează să susțină, trebuie să susțină un examen. Dar dacă nu îl susține, atunci e problema nu în lege și nu în avocatură, e problema în dumnealui că nu este bine pregătit. Totodată văd această modificare absolut necesară pentru a aduce lucrurile la normal, adică nu doar avocații susțin examene când merg să activeze în funcție de judecător sau procuror, dar și invers. Dacă dăm examen, le dăm toți, dacă nu, nu dă nimeni examen. Iată asta am vrut să menționez. Și la fel îmi susțin colegii și în ceea ce ține de necesitatea de a face claritate în lege pe cât este posibil la capitolul reputație ireproșabilă. Reputația asta ireproșabilă e așa un, nu că e mărul de scor, de așa e o belea pe capul avocaturii. Eu am fost 8 ani de zile în Comisia de Licențiere, 4 dintre care președinte de Uniune și am participat pe foarte multe dosare. Practic Uniunea pierde toate dosarele când nici o crimă de reputație, pentru că judecătorul nu vede lucrurile așa cum o vede comisia. Și adică, ei, comisia o decis într-un fel, dar eu sunt judecător și decid altfel. Iată, colegul a avut dreptate. Și ce dacă are dosar penal? Și ce dacă s-a scris în presă? Păi anume din asta își creează reputația, părerea celor din jur. De aceea, dacă noi ceva nu am prevăzut acolo, că mă rog, trei păreri, doi juriști și trei păreri, am să vă rugăm, poate mai îmbunătățim, poate mai venim pe parcurs, adică să ne permiteți prin, poate chiar prin eu personal la e-mail-ul, de pe e-mail-ul meu să vă scriu alt coleg ca să adunăm toată informația și să venim cu un proiect bun. Ceea ce ține de doctorii în drept, eu înțeleg, poate este și o parte subiectivă a colegului dumnealui activând în domeniul învățământului, care este un domeniu deosebit de important, dar asta deja nu e problema avocaturii, că s-a rupt legătura asta între laborator cunoștințelor și avocatură. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc și eu! Da, vă rog. Bună ziua, doamna deputat, doamna președinte a Comisiei, Popescu Dorin îmi spune. În primul rând vreau să vă mulțumesc și eu pentru organizarea acestei discuții și vreau să spun că, într-adevăr, susțin și eu colegii că am discutat în Consiliu aceste probleme despre care se discută și acum. Cu referire la întrebarea dumneavoastră, eu cred că trebuie să susținem, deci eu cred că ar fi, ca să echivalăm, eu socot că legea nu trebuie să admită elemente de discriminare. Adică dacă s-a pus întrebarea în modul în care ați spus-o, eu cred că și doctorii în drept trebuie să fie scutiți de stagiu profesional, până la urmă, deci am niște abilități de cercetare, de analiză, de sinteză și așa mai departe. Ce ține de excluderea în general, adică, sau de propunerea domnului Mărgineanu, că dumnealui tot stă la dubii, vreau să vă spun că și eu am devenit avocat până susținut teza de doctor și am susținut și eu niște convorbiri, niște examene, deci asta a fost un vis al meu cândva să devin avocat. Și nu l-am legat de activitatea științifică sau didactică. Pentru că eu vreau să spun sincer că avem mulți profesori care la ziua de azi deja au încetat, că au venit la noi în Consiliu, au încetat activitatea de avocat.
pentru că ori nu reușesc, ori au ajuns la o vârstă și mai departe. Deci care sunt astăzi doctorul în drept? Eu cred că și-au luat toți licențele. Noi vorbim din momentul în care va fi adoptată legea, trebuie să fie clară pentru toți și să nu se primească că a susține o teză de doctor trebuie să fie mai ușor decât a accede în profesie, da? Sau invers. De aceea munca pe care o depune fiecare trebuie să fie pe măsură atât ce ține de accedere în profesie, cât și ține de domeniul științei. Mai mult ca atât că codul educației impune unui profesor de studii, deci la universitar să fie doctor în drept. Acolo este momentul. Pentru că eu nu văd, mulți colegi de-a noștri susțin examen la Institutul Național de Justiție și acolo nu au facilități doctori și în drept și ei, dar nu au... nu sunt admiși fără examene. Mai mult ca atât, noi acum am adoptat în statut și cred să reușim, mergem pe digitalizarea profesiei când va fi exclus și factorul uman, ca și la Institutul Național de Justiție. Este calculatorul, este ținut examenul, te-a apreciat, asta este. Eu nu cred că ei va fi o problemă. Și mai departe, calitatea aceasta, de abilitățile astea de cercetare, ele prind bine la echivalarea, vrem să implementăm un mecanism de echivalare a publicațiilor, participări la conferințe, deci cu orele de instruire. Dar mai mult ca atât, noi îi atragem pe colegii noștri să țină și ore la centru de instruire și mai departe. De aceea aceste abilități oricum ne prind bine în profesie. Și de ce, încă o dată, repet, trebuie să fim atenți să nu admitem elemente de discriminare. Asta e, în primul rând, ce vreau să atrag atenția. Ce ține de reputația ireproșabilă. E clar că ar fi bine să existe o concretizare a acestei noțiuni, dar vreau să atrag atenția, nu știu cum vedeți dumneavoastră soluția, dar ar fi posibil oare un moment, despre care vă spun, ca în lege de prevăzut, dacă poate sau nu instanța de judecată să-și asume rolul comisiei de licențiere. Pentru că noi avem o hotărâre a plenului Curții Supreme de Justiție pe alte dosare, unde a spus că judecătoria nu poate și-asume rolul, de exemplu, Consiliul Local sau alte comisii care este de competența ei să iei anumite hotărâri pe anumite domenii. Pentru că noi chiar ne râdeam cândva că noi, sincer, să ajungem că instanța judecată o să elibereze permis de conducere, diplome de studii superioare și așa mai departe. Și cândva era clar, noi, eu am optat tot timpul că examenul trebuie să existe drept la contestație, că asta e și la examen de licență, să contest și așa mai departe. Dar aici se oprește. Nu poți contesta nota. Pe procedură, eu sunt de acord, dar nota nu mai poți contesta. Ai dreptul la o contestație... Nu, eu știu, nu, eu ridic întrebarea altfel. Eu zic că să nu aibă instanța să substitui comisia. Deci ceea ce discutăm momentele astea. Eu știu că noi am discutat momentele astea, dar... Da, Angela, noi n-am vorbit acolo, asta nu se referă la reputația reproșabilă, se referă la examenul. Se referă la examen, dacă nu greșesc, la admiterea în profesie și nu la reputația reproșabilă. E un context, o reputație reproșabilă. Dacă, deci, acoperă acea normă și reputația reproșabilă, mă rog, este ok. De admitere în profesie, nu de liberare în cenzi. Da. Să sperăm că așa va fi. Nu, eu am atras atenția la momentul ăsta ca idee, pentru că eu vreau să spun, când se contestă o hotărâre a comisiei, în primul rând se contestă motivele pentru care s-au respins, da? Deci cererea de admitere în profesie. Și dacă se pune în discuție, cine poate să aprecieze, pentru că ceea ce spune domnul Gheorghe Vlas, că instanța pe lume decide că el are reputație reproșabilă, că este prezumție nevinovăției. Da. Deci un alt moment, poate trebuie cumva
altă idee de văzut cumva legea cu privire la statut procurorul și legea cu privire la statut judecător. În sensul că când vorbim de cazuri despre care se discută, nu vreau să intru în detalii, dar există situații când comisia de licențiere cunoaște că e pornit un dosar penal, că-i cunoaște că e pus o persoană sub învinuire și mai departe, sau cunoaștem de ce a plecat din profesia de judecător persoana, dar este plecat în demisie onorabilă, atunci, credeți-mă, nu acoperă reputația reproșabilă nici cum acest lucru. Și atunci ne pune, noi suntem în situația că noi suntem atacați în judecată. Instanța motivează că el a plecat în demisie onorabilă, nu mă interesează ce scrie în presă și nu mă interesează ce ați văzut la voi la televizor și nu mă interesează ce rezultate au dat măsurile speciale de investigație. Înțelegi cum? Dar el a plecat în demisie onorabilă sau a plecat în demisie fără probleme și asta este. De aceea, poftim? Nu, bine, adică nu știu dacă ar fi cazul, adică ca idee, ca să, dacă modificarea la această lege ar prevedea și modificarea altor acte normative. Nu știu, adică eu discutăm aici, pentru că noi, comisia e pusă în situație și e pusă în situație unii avocați, pentru că noi, fiind organizații non-profit, noi până la urmă, nu numai faptul că instanța îi admite în profesie, se încasează câteodată de la noi și cheltuieli pentru participarea avocatului în instanță, încearcă să încaseze cheltuieli pentru lipsirea de dreptul de a profesa și așa mai departe. De ce? Adică sunt mai multe consecințe în aspectul dat. În rest, noi, eu susțin colegii și susținem modificările respective. Mulțumesc. Da. Vă mulțumesc mult. Într-adevăr, domnul... haideți să o luăm pe rând. Domnul Cor așteaptă de mult și domnul Ploșniță și dumneavoastră. Doar aici, la cei ce a zis domnul... Dacă îmi permiteți, și eu am mai multe comentarii, inclusiv la cele care au fost expuse, și ca să nu intrăm în dezbateri propriu-zis, haideți să oferim cuvântul celor care vor să expună și după asta, deja punctual, pe fiecare prevedere în parte, putem să discutăm. Bună ziua, onorată asistență, eu mă numesc Mihai Corj, Institutul de Creație Legislativă Lex Scripta. Salutăm că au loc dezbateri, audieri publice și aproape în corpore Consiliul Uniunii Avocați este omniprezent, este salutabil acest fapt în frunte cu domnul președinte al Uniunii Avocaților, este un interes sporit, deosebit, deci este foarte benefic. Regretabil faptul că autorii proiectului, nu sunt omniprezent și comisia juridică, deci să discutăm într-adevăr și cu deputații în acest sens. Dar aceasta eu înțeleg că sunt alegătorul în teritoriul și trebuie, este prioritar. Da, noi avem aici și știm la omniprezent care ar fi. De aceea aș face un preambul și în sensul acesta că cum spunea și profesorul Mircea Giuvara, că studierea, cunoașterea oricărei instituții juridice este un nonsens fără a cunoaște istoria, apariția acestea. Deci aici s-a făcut în preambul, unde le introduce, noi succint sumar, vom galopa pe ceea că inclusiv subsemnatul și-a adus contribuția la amendarea, îmbunătățirea unor prevederi din legea 1260/2002, începând cu 10 ani în urmă. Și acest fapt este documentat prin, deci, contribuțiile noastre sau au devenit unele propuneri, au venit deja amendamente la legea propriu-zisă cu privire la procuratură sau, deci, încă își așteaptă rezolvare. În acest sens, cu permisiunea noastră, deci încă în 2012, 2011, 2013 ne-am adresat către subiecții abilitați cu dreptul de inițiativă legislativă și către responsabil acest domeniu, adică și Ministerul Justiției, și am venit cu propuneri privind amendarea legii cu privire la avocatură în general și în speță și articolul 10 tangență. O să ne referim aici și o să vedem citire, aici să vedeți acte, adică confirmative, de la președinție, guvern, parlament, Ministerul Justiției și eu numai câteva pasaje ca dumneavoastră să nu vorbim în van. Ministrul Justiției pe atunci, domnul Oleg Efrim, în răspunsul respectiv de la Ministerul Justiției, în 2013, la 5 februarie 2013, între alea, releva. Cu privire la solicitarea expediată în adresa președintelui Republicii Moldova, comunicăm că Ministerul Justiției a examinat și a luat act de obiecțiile și recomandările formulate în vederea operării de modificări și completări la legea 1260 din 2002 cu privire la avocatură și comunică următoarele. În final, ca să nu vă obosesc,
Ministerul Justiției va ține cont de propunerile de lege referendar și va întreprinde măsuri de rigoare. Unele s-au ținut cont, altele rămân în sertar. Ca să fie așa, noi salutăm atunci când autoritățile apleacă urechile la spusele și celor care vin deci, cu unele propuneri de îmbunătățire a actului în cauză. Și Parlamentul, Comisia Juridică pe atunci, tot a reacționat, regretatul domn președinte, profesor Domnule Victor Coș, Popa. Nu vă supărați, deci, faptele astea sunt tare, tare interesante. Nu, nu, asta dacă... eu trec la... Fac preambulul, cu permisiunea dumneavoastră, asta nu... Haideți să vedem care sunt propunerile concrete. Deci Comisia Juridică va aduce mulțumiri pentru sugestiile înaintate. Și așa, asta e 2015-2013, în 2018, și unele propuneri care s-au discutat aici de antevorbitori se referă la substanța proiectului. Dacă o merge pe substanța, noi am venit cu propunerile, deci noi am discutat asta inclusiv în 2018-2019, 20-21 și la Congresul Uniunii Avocaților și la Adunare Generală am pus în discuție proiectul. Noi am venit să formulăm. Dumneavoastră ați acceptat unele din variantele. Noi ne bucurăm. Atunci ce s-a adoptat acum curent este o compilație nu prea reușită. Și dacă dumneavoastră nota informativă invocați că e vorba de două proiecte, eu o să vă spun că atunci un deputat în ședința care s-a examinat a vorbit că e vorba de trei proiecte, eu vă spun că e vorba de cinci proiecte, inclusiv și a subsemnatului, care a venit să îmbunătățească. Ce au luat în considerare? Ați decis unanimitate. Atunci s-a votat proiectul în cauză, legea amendată, s-a votat în unanimitate de către Parlament. Este un moment. Și noi cunoaștem conform rigorilor legale și deja este stabilit că trebuie să existe o stabilitate juridică, legislativă, o securitate, mai vorbim noi, și nu se intervine brusc și brutal, mai ales atunci și Aristotel spune că e nonsens să adopți o lege care nu o pui în aplicare. Adică n-au trecut nici 6 luni, prevederi expres prevăzute în legea 100 din 2017 cu privire la acte normative și de regulă n-ar trebui să veniți cu amendamente la o lege care n-a fost aplicată și nu s-au văzut carențele. Atunci, dumneavoastră, în argumentarea de nota informativă ce invocați, ați menționat foarte bine în acest sens că este aspectul legat la președinție, s-a luat în calcul și s-a atenționat asupra faptului că există unele carențe în legea care urmează să fie promulgată. Cu tot respectul, dar nu e o justificare, deoarece articolul 93 alineatul 2 din Constituție, deci prevede instituția domnule reexaminării Curș. Legii. Domnule... Și atunci era posibilitatea deci, de a interveni și de a veni domnule în acest Curș. Sens. Nu vă spărați, nu... cu tot respectul față dumneavoastră, eu vă rog frumos, haideți să utilizăm timpul ăsta cât mai util. Asta posibil. Și facem, doamnă președinte. Nu, propuneri, da? Deci propuneri vin concret, cu propuneri, dar să vă fac vă introducerea frumos, care nu vă... Nu cred că este cazul să faceți introducerea respectivă și nu vă supărați că cumva insist. Eu cred că nu ne supărăm, dar vă spun. Deci toți antevorbitorii din asta au referit explicit la acum prevederile... Acum venim explicit la proiectul propriu zis, dar așa mulțumesc. Se dezbate. Noi ne, deci salutăm faptul că au prezentat Uniunea Avocaților, au prezentat și un aviz la acest proiect. Noi am analizat acest proiect și în 2018 ulterior și acest articolul 10 și am publicat și am venit cu una din două soluții. Adică, inițial, noi am vorbit despre aspectul acesta, ca să fie o reglementare la articolul 10 non-discriminatorie. Și ce scrie cu penița, nu tai cu bărdița. În 2018, iată proiectul în Revista Națională de Drept, publicat inclusiv, și aici noi ne axăm pe acest fapt că noi spuneam să nu existe discriminare între deci foști procurori, judecători și doctori în drept. Ori noi, dacă dorim într-adevăr, mai ales acum, când dumneavoastră spuneți și menționați în nota informativă asupra faptului că să nu se transforme Uniunea Avocaților ca un refugiu pentru unele profesii, pentru cei da, care acum ar fi după o reformă, pretinsă reformă și s-ar refugia. Deci, ca să nu se transforme, se poate ori dumneavoastră abrogați prevederile articolul 10 alineatul 2 și instituiți deci o regulă generală non-discriminatorie pentru toți actorii, adică nu mai luăm că e doctor în drept, că
este fost procuror cu stagiu de 10 ani sau procuror sau judecător, asta ar fi corect și atunci ați închide aici, ați baricada calea și ați asigura deci transpunerea în viață a reformei, dacă, cu adevărat, dacă doriți. Și dacă nu, atunci s-ar putea o altă cale. Noi am propus și două variante și scris aici, rămâne pentru cei care doresc și au ochi de citit și urechi de auzit. Deci am scris că solicităm ca stagiul în profesiile juridice, per general, să fie minim de 20 de ani și în activitate atunci, în 2018, era pensionarea de la judecătorilor de la 12 ani și 6 luni și vorbeam să aibă, deci, iar ultimii 12 ani și 6 luni să fie activat în funcție de judecător sau de procuror și să fie titularul diplomei de doctor în drept cel puțin perioada aceasta, 12 ani și 6 luni, după aceea, având pe general în domeniul dreptului un stagiu de 20 ani, el vine și nu mai susține examenul, fără stagiere. Iată, normele, prevederile acestea le consideram și le consider că sunt non-discriminatorii. Iată, în felul acesta trebuie de promovat în acest aspect. Dar revenirea, cu regret, nu doriți dumneavoastră și nu s-a făcut la timp. Legea, când a fost suferit amendări atât de multe, adică în aprilie, trebuia să fie republicată legea. Adică este clar, așa e, legea prevede și... Deci vorbim de 100, din 2017 și cunoaștem, din două, trebuia republicată. Nu e târziu nici acum. Să prevedeți, noi propunem ca să prevedeți republicarea legii în monitorul oficial. Adică Ministerul Justiției, în timp curs de 30 de zile, de la adoptarea deci, legii în cauză, va asigura republicarea legii cu 1260 din 2002 cu privire la avocatură cu... modificările prezente legii, inclusiv, adică toate. Așa va fi o claritate în felul acesta. Dar, iată, propunerea noastră de substanță. Ori dumneavoastră doriți să faceți reforme pe adevărat, atunci intervenție chirurgicală și în felul acesta se barează și discuțiile s-au terminat, în felul acesta nu are dreptul nimeni fără examen. Nici un fost procuror, nici un judecător și nici un doctor. Și nu va fi nicio discriminare în felul acesta, da? Va fi egalitate de șansă și oportunități egale. Dacă doriți, totuși, aș accepta și o două variante, numai că stagiul, v-am spus, trebuie să fie unul mai mare, deci consistent, în felul acesta să aducă și activitatea și doctorul în drept, nu trebuie numai astăzi, cunosc colegii foarte bine, astăzi a susținut teza și deja licența l-a aștepta. Deci la Uniunea Avocaților. Avem cazuri grăitoare în acest sens. Mulți din a fost temeri acestea și per persoană. Ei au fost undă verde pentru lui. De aici s-au asigurat. În nume concrete. Și noi am asistat la susținerea tezelor de doctorat și știam că cadouza în scurt timp și doctor în, deci doctor în drept astăzi, mâine și deci, licența a ridicat. Ceilalți au avut bariere. Deci în felul acesta, deci, ca să nu fie discriminările acestea, ori luați o poziție tranșantă în felul acesta și o clarificare și un echilibru proporțional va fi în raport cu celelalte profesii juridice. Și aceea nu va fi discriminarea. Ori cu stagiul respectiv asigurați, atunci tot e o claritate, dar nu non-discriminatorii. Un stagiu 20 de ani, Constituția prevede aceste reglementări, că este și cadru științific, didactic, deci activează jurist, activat 20, dintre care ultimii ani, 12 ani, stabiliți acolo că a fost în funcție de judecător, procuror sau deține titularul diplomei de doctor 12 ani, o perioadă așa, ca să nu mai vorbim de... Deci, probleme de corupționalitate și etc. din acest sens. De aceea noi am venit cu această sugestie să luați în calcul și amendamentele în cauză. Ar fi nota informativă, vă spun că nu ține. Aici cum ar fi la o hotărâre, eu am lecturat-o, deci nota informativă. Și atunci cu proiectul propriu-zis, cu tot respectul, noi venim să îmbunătățim. Dumneavoastră, deci nu e susținută proiectul de nota informației, de cele relevate nota, nu e corelare aici, nu există. Și atunci, de aceea, se insistă, într-adevăr, aici, pe aceste opțiuni. Eu vă mulțumesc. Vă mulțumim mult. Da,
Mai doriți, domn Ploșniță? Acum, între dumneavoastră, nu știu cine a fost primul, știu că domnul Ploșniță era primul, dar acum trebuie... Nu, eu doar am vrut să zic o replică la ceea ce a spus domnul Corș. Propunerile privind modificarea unui act normativ nu se prezintă de regulă mai devreme de 6 luni, ținând cont de faptul că avem 36 de dosare în instanță de judecată. Uniunea are cu judecătorii și procurorii, cred că este inevitabilă această modificare. Mulțumesc! Domnul președinte, cu tot respectul, eu am accentuat ce dumneavoastră ați dat citire. Până dumneavoastră a accentuat, eu am dat citire, că de regulă. Noi legea o cunoaștem numai rău ca dumneavoastră. Mulțumesc! Bună ziua tuturor! Eu, de fapt, reprezint doctorii în drept, care sunt în minoritate din câte văd, pentru că cei care au stagiu de judecător și procuror sunt mulți mai mulți care pretind la licența de avocat. Am depus în acest sens și o opinie pe marginea proiectului de lege, înregistrat cu numărul 245 din 17 septembrie 2021, semnat de mine, care mă numesc Violeta Cojocaru, și de domnul Gheorghe Reniță, care mi este de fapt și coleg de doctorat și care activează în cadrul Universității de Stat din Moldova ca lector și pe lângă aceasta mai activează și la Curtea Constituțională. Îmi pare foarte bine că am audiat toate opiniile din perspectiva practică. Din start și eu și Gheorghe Reniță am fost de acord cu obiecția celor care au inițiat acest proiect de lege și ceea ce spuneți dumneavoastră, cei prezenți aici, că într-adevăr în această profesie, mai cu seamă în ultima perioadă, au nimerit persoane care au o reputație care ridică mari semne de întrebare. Dar, referindu-vă la aspectul practic și la problemele practice cu care se confruntă Uniunea Avocaților și Comisia de Licențiere, absolut toți fiind juriști, am omis câteva momente pure teoretice, dar de care nu putem trece nici de cum. O primă problemă ar fi cea a drepturilor câștigate, care este atât de mult discutată și la CEDO. Și aici vreau să amintesc că deci, restricționarea drepturilor fundamentale necesită o argumentare foarte, foarte bună și foarte bine pusă la punct. Ori articolul 54 din Constituție, într-adevăr, permite în unele cazuri această limitare. Nu aș vrea să vorbesc prea multe, pentru că opinia noastră este pe 12 pagini, pot să o ofer să o citiți toți care doriți. Vreau doar să zic așa, că Curtea Europeană a Drepturilor Omului deja în câteva spețe a recunoscut licența de a desfășura o anumită activitate, un bun, în sensul articolului 1 din protocolul numărul 1 la Convenția Europeană. Pe lângă aceasta, tot Curtea Europeană a Drepturilor Omului, în mai multe spețe, a stabilit că noțiunea de viață privată nu exclude în principiu activități de natură profesională sau de afaceri. Ceea ce înseamnă că această modificare la lege ar aduce ingerință articolului 8, dreptului prevăzut în articolul 8 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului și respectiv dreptului prevăzut la articolul 28 din Constituția țării noastre. Dacă ne referim la testul proporționalității ingerinței, pentru că și aici ar trebui să discutăm, tot vreau să zic că Curtea Europeană a Drepturilor Omului, cel puțin o speță am găsit pe care am studiat-o, unde a recunoscut ca fiind absolut legal atunci când instanțele judecătorești ale statului intervine și retrage o licență, dat fiind faptul că persoana care i s-a permis accesul în profesia respectivă nu dispune de o reputație ireproșabilă. Suntem de acord că legea, în formula în care este prezentată astăzi, într-adevăr nu este perfectă și la acest capitol. Ce ar însemna reputație ireproșabilă? Dar acesta nu este un motiv să
lipsiți de dreptul de a accede în această profesie persoanele care au reputația ireproșabilă. Deci, cred că ar trebui legea îmbunătățită la acest capitol. Din acest considerent, noi, cei care suntem doctori în drept și semnatari ai acestei opinii, considerăm că formula care este acum înscrisă în proiectul respectiv de lege care este astăzi pusă în discuție, nu trece testul respectiv. Deci pică acest test. Mai departe, mai avem o problemă care este foarte vizibilă, nu știu, poate noi vorbim mai mult teoretic decât practic, principiul neretroactivității legii. Deci Constituția spune clar și multe acte normative și legislative încă vorbesc clar când se acceptă retroactivitatea legii și atunci și este vorba de dreptul penal, atunci când este vorba de o lege mai blândă. Asta dacă pe scurt discutăm, fără a face trimiteri la actele legislative concrete, pentru că ele sunt foarte bine redate în opinia care deja am prezentat-o în formă scrisă. Cât privește alte probleme pe care le-am văzut la proiectul de lege respectiv, mai bine zis, probleme pe care proiectul de lege nu le abordează, dar legea în sine le ridică. Deci, problema înlăturării incompatibilității. Din practică, pentru că deja aproape 5 ani urmăresc ce se întâmplă, cum are loc licențierea activității de avocat, vedem că practica comisiei de licențiere este neuniformă. Au fost puține cazuri, dar totuși au fost, când s-a eliberat licența de avocat persoanelor care, conform legislației, erau în incompatibilitate cu această profesie, dar sunt multiple cazuri când li s-a refuzat. De aia noi venim cu propunerea, având în vedere practica judiciară, care este puțină, dar totuși este la moment, la acest capitol, noi venim cu propunerea totuși legea să facă o claritate. Când trebuie înlăturată această incompatibilitate? Și noi propunem să fie înlăturată incompatibilitatea după ce persoana obține licența de la Ministerul Justiției. Deci să-i fie acordat un termen de 30 de zile, fie dumnealui își înregistrează o formă de organizare juridică în baza căreia ar putea practica activitatea de avocat, fie își suspendă licența. Asta ar fi similar cu ceea ce se întâmplă cu deputații noștri. Li se acordă 30 de zile după validarea mandatului ca să înlăture incompatibilitatea. Cred că ar fi echitabil, pentru că odată ce persoana deține acest drept, la momentul respectiv, este absolut absurd să refuzi eliberarea licenței. Și încă un moment care pe parcurs tot a ridicat multe semne de întrebare, asta este taxa pentru examinarea sau procesarea dosarului persoanelor care depun la Uniunea Avocaților cererea de a fi admiși în profesia de avocat în baza articolului 10, alineatul 2. Știm că a fost o taxă mai mică, apoi a fost 100.000 de lei, după un litigiu judiciar s-a diminuat și acum este o taxă de 15.000 de lei. Noi propunem să stabilească legea o taxă fixă și anume mărime de 5%, bine, asta este discutabil, puteți discuta la dumneavoastră, 5% din salariul mediu stabilit pe țară prin hotărâri de guvern care se stabilește anual. Deci asta ar înlătura orice certuri și orice semne de întrebare. Am auzit aici opinii că un doctor în drept nu ar fi pregătit suficient pentru a practica activitatea de avocat. Deci eu vorbesc despre mine și despre colegul care a semnat opinia. Eu sunt angajat în câmpul muncii din anul 2001. Recunosc, am lucrat doar pe cauze civile, mai mult în întreprinderi de stat și în instituții publice. Nu am avut gafe în dosarele pe care le-am avut, slavă Domnului. Am făcut doctoratul, am ales ramura penală, drept penal și execuțional penal, intenționat, pentru că știam cert că vreau să obțin această licență de avocat. Am făcut studii 3 ani de zile teorie și un an, bineînțeles, se dă pentru susținerea tezei de doctor. Da, în aparență, s-ar părea că studiile de doctorat sunt orientate mai mult pe un segment îngust. Într-adevăr, noi toți avem o temă a tezei de doctorat. Dar nu vreau să omitem faptul că noi trecem
și cursuri teoretice, deci avem multiple discipline la, pe care le audiem și la care susținem examen. Și în acest sens este o hotărâre a Curții Constituționale din anul 2018, care în punctul 52 spune: posesorul titlului științific de doctor sau de doctor habilitat în drept are o pregătire profesională superioară în comparație cu o persoană care nu posedă acest titlu. Deci, din aceste prevederi, colaborate cu alte prevederi care le regăsim în această hotărâre a Curții Constituționale, noi avem îndrăzneala, să ne fie iertată îndrăzneala, că suntem pregătiți, mai ales cei care avem un stagiu atât de mare în spate și nu lucrăm unde o fi. Deci, totuși lucrăm în instituțiile statului, reprezentăm statul. Din câte eu cunosc, dar intuiesc că aș putea să nu cunosc chiar tot, la moment sunt înregistrate 4 cereri la Uniunea Avocaților care, prin care se solicită admiterea în profesia de avocat a celor care dețin diploma de doctor în drept. Nu știu dacă sunt mai multe. Mă... Anume, deci, revenind înapoi la principiul retroactivității, noi am dat câteva propuneri. Fie în genere articolul 2, alineatul 2 din proiect dispare, fie lăsăm să acționeze legea de astăzi pentru viitor, așa cum zice legislația țării noastre. Pentru că eu vorbesc de eu și... Mă scuzați, deci eu vorbesc despre mine și despre colegul care a semnat aceeași opinie. Noi am depus cererea la Uniunea Avocaților pe data de 6 aprilie. Din 6 aprilie și până acum, Comisia nu s-a întrunit niciodată. Spuneți-mi, vă rog, care ar fi vina mea? Ultima întrunire a Comisiei a avut loc în luna martie, dacă nu greșesc. Nu există. Eu înțeleg, eu știu și deci și acest aspect de ce nu există comisii și ce se întâmplă, dar dreptul nostru, el a apărut. Deci, eu încă o dată mă repet, dumneavoastră ați vorbit mai mult în aspect practic, noi nu negăm că toate aceste probleme sunt, dar nu putem fugi nici de legislație în vigoare și nici de teoria dreptului, de care trebuie să ținem cont, mai ales cei care fac știință. Vă mulțumesc mult pentru comentarii. De fapt, articolul 2, alineatul 2, era una dintre prevederile pe care vroiam să le ridic în discuțiile de astăzi, deoarece înțeleg că este o prevedere care ar putea ridica multe semne de întrebare. Noastră înțelegeți foarte bine ce am încercat să facem prin această prevedere. Adică aici nu trebuie să ne ascundem după deget. Dar, deci și noi avem anumite rezerve. Deci nu suntem ferm deciși că această prevedere trebuie să rămână sau în ce formulă trebuie să rămână în proiectul care va fi supus examinării în plenul Parlamentului. Da, vă rog. Deci, dacă vorbim despre taxă care a fost abordată în acest chestie, eu cred că problema aceasta decade în general, fiindcă acolo era vorba despre taxa pentru admiterea în profesie de avocat, anume a persoanelor care veneau în baza articolului 10, deci doctori, procurori și judecători, și cred că această taxă deja decade de la sine. Asta este un moment. Ceea ce ține de îngrijorările dumneavoastră. Dumneavoastră, dacă astăzi insistați că aveți o pregătire suficientă, eu vă dau toate asigurările că dumneavoastră o să luați examenul fără nicio problemă, fiindcă sunt niște specii din practică care nu vă afectează nici într-un fel. Nimeni nu vrea să vă verifice plenitudinea cunoștințelor dumneavoastră de doctor într-un domeniu sau altul. Deci este vorba despre niște specii practici care, de fapt, coagulează niște abilități ale dumneavoastră la întocmirea unor acte procesuale strict îndeplinite de avocați. Eu vă spun asta în calitate de președinte. Uitați-vă așa. La speță de obicei merge așa. O speță din dreptul civil care rezidă la întocmirea unei cereri de chemare în judecată, întocmirea unei referințe, întocmirea unei cereri de apel. Eu în calitatea mea de președinte a Uniunii Avocați mă îndrăznesc să vă spun. Haideți poate cumva direcționăm de la chestiile astea. Ne dăm în prea multe detalii. Haideți să revenim cumva la proiectul ăsta. Okay. Nu vă supărați, vă rog. Dar nu mă supăr. Ce să mă supăr? Aveți drept oricând să interveniți. Este domnul Dari, director executiv de la Consiliul Național de Asistență Juridică Garantată de Stat. Haideți să oferim și dumnealui cuvânt atunci. Mersi mult, domnul președinte. Bună ziua, Lelean Dari, director executiv, Consiliul Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat. Vă mulțumesc pentru oportunitatea de a participa la aceste dezbateri publice și de a
inclusiv de a ne exprima opinia vis-a-vis de subiectul discutat. Intenționat am decis să intervin pe final, pentru că nu sunt avocat și nici doctor în drept până ce. Și instituția pe care o reprezint nu este implicată în mod direct în procesul de admitere în profesie de avocat și nici din excludere, dar care este în strânsă legătură și starea lucrurilor de care sunt în avocatură depinde foarte mult de starea lucrurilor din sistemul de asistență juridică garantată de stat. De fapt, opinia pe care voi încerca să o, pe care o voi prezenta este opinia unei terțe persoane și a unei terțe instituții, care nu este implicat în procesul de admitere în profesia de avocat, dar care este interesată și depinde foarte mult de cine este nu doar titular de licență de avocat, dar este avocat pur sânge, să-i spunem așa. Acest lucru se datorează faptului unei prevedere legale care stabilește că asistența juridică calificată garantată de stat este acordată în exclusivitate de avocații licențiați și mai nou și de avocații stagiari, urmează să vedem cum. Acest lucru impune ca oficiile teritoriale ale Consiliului Național să procure, sunt obligate să procure aceste servicii, achitând din bani publici, doar de la avocații licențiați, membrii a unei singurei entități, Uniunea Avocaților. Noi nu am mers pe modelul georgian, unde avem avocatura publică paralelă și admiterea în avocatura publică ține exclusiv de competența organului similar ca celui pe care îl avem noi în Republica Moldova, Consiliul Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat. Problema calității asistenței juridice garantate de stat a fost, este și va rămâne mereu una actuală. Și credeți-mă, este foarte obișnuitor și deranjant atunci când parvine o plângere pe calitatea serviciilor prestate de avocat, nouă ni se reproșează. Avocații voștri prestează asistență juridică necalitativă. Și aici de fiecare dată intervin și fac o concretizare. Ei, de fapt, nu sunt avocații noștri. Noi suntem obligați să procurăm servicii de la acei prestatori de servicii pe care îi avem. Noi nu suntem implicați sub nicio formă în procesul de admitere și doar avem dreptul de a sesiza Comisia de Etică și Disciplină și credeți-mă că o facem foarte des, pentru ca Comisia să se expună și noi să ne conformăm deciziei luate de organul unic abilitat pentru a sancționa un avocat. Și acest lucru ne face să fim atenți la subiectul care se discută astăzi. Nu o să ne pronunțăm dacă trebuie sau nu trebuie să sunt pregătiți sau nu pregătiți judecătorii, procurorii, doctorii în drept. Am să ating alt aspect, aspectul moral și de etică. De multe ori nu se pune problema ce a făcut avocatul pe o cauză, de multe ori ni se reproșează cine este avocatul pe cauza dată? Și credeți-mă că reproșurile foarte multe ori vin de la colegii avocați care deja sunt în sistem. Chiar boicotează și se supără pe noi de ce admiteți la concurs asemenea persoane, pentru că și urmează. Suntem cu toții juriști, noi ne conformăm. Este adevărat, prezumția nevinovăției nu a fost anulată. Noi trebuie să ne conformăm, dar Republica Moldova este o țară mică. Și cei dintr-un anumit domeniu cunosc foarte bine cum stau lucrurile și care este reputația profesională a judecătorului, procurorului, avocatului și așa mai departe. Și este mare uimire și eu pe de-o parte înțeleg nemulțumirea și a colegilor avocați și a unor beneficiari atunci când se trezesc cu un avocat desemnat, dar noi nu putem să facem și eu vă duc la cunoștință, chiar dacă avem și noi un mecanism de filtrare, numit concurs de selectare a avocaților, nici de cum nu este un concurs de verificare a cunoștințelor, mai mult este un concurs de verificare a disponibilității, cât de pregătit este moral și cât de disponibil este ca avocatul să se implice în acordarea asistenței juridice garantate de stat. Și noi nu avem niciun drept de a pune sub semnul întrebării pregătirea sau nu, atâta timp cât în fața noastră este un titular de licență de avocat. Titular de licență de avocat. Și aici punctul care ne-a tras cel mai mult atenția este litera D, alineat 4, articolul 10, în noua redacție. Este salutabilă, cu certitudine putem spune că este o variantă mult mai reușită decât cele precedente,
Dar totuși, haideți să, și îndemnul este să fim totuși la moment mai atenți și să încercăm să anticipăm anumite riscuri care ne așteaptă. E vorba despre reputație. Eu deduc logic această sarcină de a stabili circunstanțele va fi pusă pe seama comisiei de licențiere. Și haideți cu toții cu mâna pe inimă să fim sinceri și să spunem. Este capabilă și dispune comisia de licențiere de instrumente necesare pentru a acumula informația, pentru a o verifica și a o invoca drept temei de refuz în admitere. Haideți să facem o comparație cu judecătorul. Cine dă acel aviz? Un organ abilitat care dispune de toate instrumentele și, apropo, care, din câte cunosc, nici nu se poate fi contestat și pus sub discuție. Este negativ sau pozitiv? Asta este, ne-am împăcat cu gândul. Aici colegii din breasla avocățească, din comisia de licențiere, vor avea o povară foarte mare. Și știind foarte bine că avem un număr destul de mare de contestări și cazuri când în instanța de judecată se modifică punctajul acumulat și calificativul acordat de comisia la examenul de calificare, ușor anticipăm că se va pune în discuție și vom avea și dosare în ceea ce privește aceste circunstanțe și susțin întru totul colegii care au atras atenția la acest subiect că poate urmează să mai deschidem parantezele. Dacă tot alineatul 4 are menirea să ne dea o explicație legală ce înseamnă reputația reproșabilă, poate ar trebui de deschis parantezele și la litera D, în ceea ce privește circunstanțele care nu sunt onorabile și modul să anticipăm modul în care ele vor fi constatate, cine le va face și cât de sigure ar fi ele în aplicare, care nu cumva să rămână o normă moartă, ușor contestată în instanța de judecată, pentru ca tot ce ne dorim noi, cel mai mult, sincer vă spun cu mâna pe inimă, noi pornim de la idee că profesia de avocat a fost mereu una onorabilă. Și noi ne dorim ca ea în continuare să rămână onorabilă și în Republica Moldova și cu mândrie să spunem că, uite, eu sunt avocat. Și să evităm, pentru că există un risc eminent, ca, iertat în fie exprimarea, sper să nu jignesc pe nimeni, dar avocatura poate să devină gunoiștea profesiilor juridice. Atunci când persoanele compromise în alte domenii se regăsesc foarte ușor. Și aici nu cred că contează cu examen sau fără examen. Problema este că ei se pot regăsi în profesia de avocat și continuă să păteze imaginea deja a avocaturii și, în final, chiar și a sistemului de asistență juridică garantată de stat, pentru că de multe ori, când examinăm plângerile care parvin de la organe, alți avocați sau beneficiari, noi constatăm că există ca tare o a treia categorie de avocați care nici contract nu au încheiat și nici decizie de desemnare a lui, dar ei se prezintă în calitate de avocați din oficiu și fac niște lucruri foarte urâte, dar ei, prezentându-se ca avocat din oficiu, omul nu face diferență, avocat din oficiu, că trebuie să ai contract sau că trebuie să ai decizie. Are de suferit imaginea și avocaturii în general și a sistemului de asistență juridică în mod special, dar și a încrederii cetățeanului față de procesul de înfăptuire a justiției și în mod special asigurarea dreptului la apărare prin desemnarea unui avocat. Îndemnul, vă încurajăm, salutăm, susținem întru tot acest aspect și sperăm ca să avem pe final o normă clară și implementată eficient, care va filtra elementele nocive și va revigora sănătatea avocaturii în Republica Moldova. Mersi pentru... Eu vă mulțumesc, o mică remarcă aici. Aș vrea să limităm cumva discuția noastră la o oră și jumătate, deci am mai avea 12-15 minute. Și susțin întru totul, de fapt, ideea clarificării normelor ce țin de reputația reproșabilă. Să știți că nu va fi simplu, că cu asta am întâmpinat dificultăți și când eram la Ministerul Justiției, atunci când încercam să aplicăm ce înseamnă, de fapt, reputația reproșabilă și cum măsori, fiindcă aici trebuie să fim foarte atenți, să nu intrăm, să nu permitem nici prea mult spațiu de apreciere subiectivă și totodată să creăm acest filtru care va permite cât de cât, cel puțin, să nu admitem persoane care
cu reputație dubioasă să acceadă în sistem. Deci, la capitolul ăsta vreau să vă propun să lucrăm împreună următoarele două săptămâni. Cel mai probabil proiectul să înaintăm în prima lectură săptămâna aceasta, fiindcă după prima lectură vom interveni deja cu modificări, că așa este procedura. Și iată, în interiorul acestui termen de 2-3 săptămâni, deci ca să nu ne grăbim foarte mult dacă nu va fi cazul, dacă va mai fi nevoie de lucru și nu ținem 2 săptămâni, dar 3 săptămâni între prima și a doua lectură, să muncim împreună, dumneavoastră să veniți cu propuneri cum putem îmbunătăți acest aspect ce ține de reputație reproșabilă. Eu văd propunerea care e propusă alineatul 5. Din punctul meu de vedere trebuie de muncit încă la el, deci și vă propun să facem un exercițiu comun și să facem în așa fel ca să fie și dumneavoastră celor din Uniune de folos și de ajutor și totodată să nu îngrădească cumva drepturile celor care vin să acceadă în profesia de avocat. Mulțumesc! Ministru, știți, eu mi-am amintit acum de o hotărâre judecătorească care a fost într-o speță nemijlocită să examina cazul, pot să numesc și familia, că n-am nicio reticență că am participat dosar, domnul Ciugureanu, care avea statutul de inculpat pe dosar. Și în hotărârea instanței, deci prima instanță de fapt i-a refuzat accederea în profesie de avocat, a fost o hotărâre motivată și destul de explicită expusă, ca ulterior, evident că Curtea de Apel și Curtea Supremă să facă lucrul acesta. Și ulterior, într-o altă hotărâre, domnul Muroianu, domnul judecător, a scris într-o hotărâre judecătorească, eu am și hotărârea judecătorească până acum o țin, că de fapt dacă Consiliul Superior al Procurorilor și Consiliul Superior al Magistraturii admis cererea de demisie de onoare, deci nu se mai poate pune în discuție onoarea acestei persoane. Iată, așa a sunat hotărârea. Am contestat-o și la Curtea Supremă de Justiție, rezultatul evident că vă dați seama care a fost. Și eu sunt sigur că sunt binevenit, iată, domnul Dari, foarte bine accentuat unele aspecte și unele momente, fiindcă, de fapt, scopul nostru sau tendința noastră a tuturor, cred că este de a valorifica imaginea așa cum este. Pentru că pentru mine, de exemplu, este o rușine astăzi când eu merg cu un coleg avocat care are statutul de învinuit pe dosar. Pentru mine este o rușine și o rușine foarte mare și cred că și pentru majoritatea dintre colegii noștri. Da, vă mulțumesc. Da, domnul Marcin. Doamna ministru, eu am vrut încă un moment, nu știu dacă mai avem posibilitate să ne mai vedem după asta. Legea cu modificările noi recente. Legea prevede acolo niște elemente de reținere, arestare avocatului fără acordul Consiliului. Ele necesită a fi sistematizate cu codul de procedură penală. În caz contrar, ele sunt moarte. Deci, eu solicit totuși, de-am nu știu cum să mai zic, strig la cer, acordați, vă rog, o atenție deosebită acelor imunități de profesie, nu de jurisdicție totală, dar de profesie. Cât e de ușor a influența un avocat, dar un avocat slab, nu pregătit, dar din punct de vedere a spargerii acestei imunități, nici justiția echitabilă nu poate fi. Și din aceste considerente, eu vă implor, acordați atenție deosebită la momentul ăsta. Vă mulțumesc, domnul Margeanu, și vă invităm să veniți și cu propunere în scris, cu propuneri exacte, dacă puteți. Cum vedeți dumneavoastră modificarea sau unde este necesară intervenția pe modificările pe care le propuneți dumneavoastră? Le transmiteți în adresa mea personală, în adresa comisiei și noi între prima și a doua lectură să ne străduim să ținem cont de ele, adică măsura în care se încadrează în conceptul, în proiectul de lege propus, vom ține cont de ele. Dacă îmi permiteți, domnul președinte, Institutul de Creație Legislativă va veni cu deci, propunerile în formă scrisă la amendarea proiectului propriu zis și v-am spus cu două versiuni. Una radicală, exigentă, abrogarea, dar cu respectarea rigorilor tehnice legislative, a normei non-discriminatorii, ceea ce propuneam și în 2018 este publicat, deci în acest sens, ca să nu mai fie discuții, doctor în drept, judecător sau procuror. Și atunci, dar dumneavoastră ceva ați omis aici, odată cu apa s-a aruncat și pruncul. Deci, la articolul 20, aliniatele din lege existente, la articolul 10, în cer iertare, aliniatele în cauză, așa, în cer iertare, aici,
4 și 5. Le-ați omis. Aici ele trebuie să rămână intacte cu amendare. Prevederile alineatului în cauză se aplică și avocaților stagiari, adică cu reputația inclusiv. Condițiile vor fi unice. Deci, sare în vedere. Și mai mult, avocatul are dreptul să dețină ștampila personală. Nu știu de ce ați omis-o de aici. În lege există actualmente. Dumneavoastră, când dați în nouă redacție, ceilalte v-am spus, ștergeți cu buretele. Și de-aia este o misiune. Și dacă dumneavoastră mergeți pe faptul că, cum concepția, ați pregătit-o, nu știu, pentru prima lectură, dacă o să mergeți și doctorul în drept te excludeți, eu am spus, sunt împotrivă, e discriminatoriu, ori facem, deci, fără lobby, dintr-o parte sau alta, și v-am lămurit a două versiune, cum facem? Dăm un stagiu și o vechime în activitate și titularul deținătorilor respectiv și atunci va fi cu respectarea exigențelor pentru accederea în profesie și atunci va fi după principiul meritocrației. Ori una, ori alta. Altmintele, dacă o să fim așa, nici intervenție, nici chirurgicală, nici terapeutică, nu va fi rezultatul. Și aici vă vorbeam că la articolul 21, deci alineatul 3, noastră, la alineatul 1, dacă doctorii nu v-ați uitat acum în lege și este incompletă proiectul noastră, litera E trebuia abrogată la alineatul 1, litera E, adică e vorba de doctori în drept. Deci nu s-a mers pe textul propriu-zis a legii existente deja în vigoare. Dumneavoastră foarte bine cunoașteți, deci epopee, nu mai vorbim de promulgare. Ce am avut în vedere în nota, o să citez, eu, deci mă acces pe cei dumneavoastră, doamnă președință, ați enunțat, la pagina 6 a notei informative, având în vedere că norma care privilegiază doctorii în drept, procurorii și judecătorii la accederea în profesie de avocat nu este motivată în mod obiectiv și nu este rezonabilă, este necesară excluderea acesteia din textul legii. Adică, de ce v-am spus, nu există corelare? Vedeți, dumneavoastră spuneți că excludeți, dar de aici lăsați pe procurori și judecători. Argumentarea dumneavoastră este una pertinentă, judicioasă, în cazul când se abrogă articolul 10, alineatul 2. Și atunci este pertinentă nota, în felul acesta, deci va fi judicioasă. Și mai jos, antevorbitorii, și noi ne-am, că dumneavoastră cunoașteți numai rău decât noi, că, deci profesia de avocat să nu devină o ramă de refugiu. Domnul președinte a Uniunii Avocaților a vorbit de nenumărate ori și alții colegi că altceva să nu se întâmple, într-adevăr. De aceea, filtrul trebuie să existe și din start acum este posibil de a interveni. Odată ce nu s-a făcut la timp, se face și acum o intervenție chirurgicală. Terapia nu ajută. Vă mulțumesc! Am înțeles, mulțumim pentru sugestii, o să ținem cont de ele. Dacă mai sunt alte comentarii sau propuneri pe final, văd că nu sunt. Doar un lucru am vrut să menționez. Iar revin la reputația reproșoară. Când ați spus că mai este de lucrat și sunt poate de acord cu formularea acesteia, dar totodată, într-adevăr, eu înțeleg și colegii mei care spun că instanțele ridică deci principiul prezumției nevinovăției la un rang foarte înalt, dar eu zic că anume avocații, datorită meseriei, sunt acei care în primul rând trebuie să respecte acest principiu și din câte cunosc sunt multe cazuri când persoanele care, deci până la urmă au fost fii scoase, despre care, nu știu, se mai vorbește, au fost scoase pe urmări penal, au fost achitate și atunci ce se întâmplă în situația respectivă, când la momentul respectiv li se refuză intrarea în profesie. Deci niște nuanțe care ar trebui, când se discută de reputație reproșoasă, să clarificăm momentele astea ca să nu fie impus în primul rând nici Comisia de Licențiere în situații, nici Uniunea Avocaților în general. Vă mulțumesc. E adevărat sau și cazurile în care au fost persoanele persecutate, inclusiv cu sau prin intermediul dosarelor penale, pentru faptul că nu au fost obedienți și nu au fost cumva... Da, și la noi, deci aici trebuie să fim foarte atenți. De asta... Punerea sub învinuire la noi în ziua de azi nu e o problemă. Foarte ușor să face lucrul ăsta. De ce trebuie să fim atenți? Noi cunoaștem cât de ușor se poate porni un dosar penal și reputația ți-a căzut într-o secundă. Dar noi strigăm la toate nivelele. Unde e acea prezumție nevinovăției? Numai Alexandru Tănase spunea că în politică nu există. Ea în toate sferele există, inclusiv în politică. Și dacă ea e prezumție, atunci e prezumție peste tot locul.
Și cu privire la protecția independenței exercitării profesiei de avocat, noi când am înregistrat și un proiect la Ministerul Justiției, dacă nu mă greșesc, 2 ani în urmă, da. Și deci trebuie să s-ar putea de revăzut situația, de actualizat. Stimați colegi, referitor la proiectul ăsta de lege de care mă vorbim noi de protecția profesiei de avocat, noi cu toți cunoaștem ce e, doamna Stămate, adică o să venim cu proiectul ăsta de lege care cândva l-am prezentat la Ministerul Justiției, o să-l mai redactăm, o să-l mai îmbunătățim și o să-l prezentăm ca informație, adică în eventualitate când dumneavoastră o considerați necesar de a promova proiectul ăsta. Dar în final am vrut să vorbesc referitor la proiectul ăsta de lege încă ceva. Adică, în principiu, viziunea mea personală a fost și rămâne în continuare că proiectul ăsta de lege nu hotărăște absolut toate problemele cu care se confruntă avocatura din Republica Moldova. Categoric nu. Dar, conceptual, eu susțin proiectul ăsta de lege, adică sub aspectul care a fost expus de dumneavoastră. Adică, raportând sau trecând prin mintea mea tot ce au vorbit colegii mei, adică eu consider cu următoarele. Prima, proiectul ăsta de lege nu discriminează pe nimeni, absolut pe nimeni. Și aici am să fiu de acord cu domnul Corș, sub aspectul celălalt. Toți, toată lumea trebuie să acceadă într-o profesie, doar titlul de doctor în drept sau profesia de procuror sau profesia de judecător nu îi oferă o prioritate sau nu oferă nici facilități pentru accedere în profesie de avocat. Și poate că să examinați sub aspectul că, într-adevăr, toată lumea, și doctori în drept, și procurori judecători vin cu stagieri și vin totodată cu examen. Și atunci, după mine, asta nu va fi nicio discriminare. Nu este nicio restricționare în sensul ăsta și nu este un drept care le s-a oferit cuiva și el a fost retras. Dreptul ăsta a fost doar stabilit în lege, dar neoferit. Oferit, eu înțeleg, atunci când dreptul real a fost oferit și s-a retras dreptul ăsta. Și cel mai important este prestația. Prestația care o au. Și eu am să fiu de acord cu domnul Dari, prestația care o au cei care vin în dependență de prestații. Și eu am să fiu de acord cu domnul Dari să vă aspectul acela că comisia nu poate absolut să verifice ci ține de ireproșabilitate sau reproșabilitatea comportamentului unui sau altui candidat. Și cred că aici, sub aspectul ăsta, cred că ați venit și noi cu careva idei, sub aspectul care ar putea să fie împuternicit sau care organe ar trebui să verifice pe bune reputația asta ireproșabilă a procurorilor. Și trebuie de gândit și asupra faptului că noi avem noțiunea de demisie onorabilă. Criteriile de demisie onorabile sunt, cât îmi reamintesc acum, sunt prevăzute pentru judecători. Ce ține de procurări, noi nu avem acolo noțiunea, cât îmi reamintesc, de demisie onorabilă. Și adică și sub aspectul ăsta că trebuie să ne gândim toți și eu cred că 2-3 săptămâni o să fie suficient pentru a îmbunătăți foarte bine acest proiect și a merge înainte cu el. Mulțumesc foarte frumos și mă scuzați, vă rog, dacă eu am intervenit. Da, vă mulțumesc cu ultimul comentariu, vă rog. Da, dacă îmi permiteți. Eu mă repet. Sunt de acord cu toate problemele pe care le-au ridicat cei care reprezintă astăzi avocatura, dar totuși, cum s-a menționat, prezumția nevinovăției este prezumția nevinovăției peste tot, exact așa principiul neretroactivității trebuie să fie respectat, peste tot, în toate cazurile. De asta am vrut să zic, cu atât mai mult că acest privilegiu legal, da, pentru doctorii în drept, a apărut încă din anul 2010. Eu am avut o legitimă speranță, având stagiu de muncă din anul 2001 și făcând doctoratul 4 ani de zile, depunând cererea la Uniunea Avocaților în timp, conform cerințelor de formă și de conținut, să obțin acest drept. Și nu numai eu, dar și colegii mei. Atât. Mă scuzați dacă sunt prea insistentă. Acum o variantă de compromis cu dumneavoastră. Așa văd eu lucrul. Cu dumneavoastră ar fi o variantă de compromis în dispoziții finale și tranzitorii, cred da. Că, la proiect. Chestiunea asta tot trebuie... Haideți pe rând, vă rog frumos. Noi am înțeles propunerea dumneavoastră. Eu cred că asta ar fi, doamnă președinte, o variantă de compromis cu doamna doctor în drept. Așa, adică vorbesc la general, nu chiar numai cu dumneavoastră ei, de ce fiindcă în dispozițiile finale tranzitorii, cred că acolo ar fi trebuit să vedem lucrurile cum stau, adică să le mai medităm, să mai gândim asupra lor, cum corect să le formulăm. Mulțumesc! Da, și eu vă mulțumesc foarte mult și noi suntem deschiși pentru propunerea dumneavoastră, le așteptăm cu drag și eventual în momentul în care vom recepționa și propunerile în scris, vom munci împreună pe ceea ce ține de areneatul 4, articolul 10, am putea eventual să mai facem încă o discuție ca să, cumulând propunerile care vin la dumneavoastră, noi venim cu o nouă redacție eventual a unor prevederi din articolul 10, să mai avem o discuție și să le batem în cui, cum se spune la noi, deci să le punem la punct și să fim gata pentru aprobarea în lectură finală.
Vă mulțumesc tare mult. Domnul președinte, da. Știți, mai este încă un moment, mă vreau să-l accentuez. Noi adesea în legea cu privire la avocatură punem, stabilim niște drepturi pentru avocații, inclusiv interpelarea informației pentru acordarea asistenței juridice. Părere de rău, aceste prevederi nu s-au dus în coroborare cu actele normative care reglementează alte domenii. Și atunci, de fiecare dată, pun întrebarea, păi legea voastră prevede, dar a noastră nu prevede. Și chiar și în cadrul activității, în cadrul comisiei, deci noi de obicei vineam cu rugămintea de a ne prezenta unele informații pentru a ajunge la o concluzie care a stat baza la baza hotărârii. Cred că și la acest segment trebuie cumva de văzut, de adus în colaborare. Că dacă prevedem în legea noastră, trebuie să aducem în colaborare celelalte acte normative, altfel ea rămâne nefuncțională. Da, vă mulțumesc. O săptămână reușită tuturor. Sănătate!